Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Suntem la al treilea episod rezervat unui subiect de maxim interes, atât în ceea ce privește bolile asociate cu îmbătrânirea, dar chiar și fenomenul îmbătrânirii ca atare. Pare a fi un subiect de filme science fiction, deși nu toate filmele science fiction au menirea de a postula ad infinitum că un anumit lucru va fi și va rămâne mereu o ficțiune. Unele dintre ele, puține la număr, care au făcut și vor face în continuare obiectul unor emisiuni speciale, au rolul exact opus, și anume de a inspira oamenii de știință, de a atrage simpatia publicului larg pentru anumite idei, iar acest lucru oferă o mai bună siguranță a finanțatorilor, dacă merită să cheltuie milioane de dolari pentru reversul îmbătrânirii sau nu se merită. Contează foarte mult părerea dumneavoastră. În funcție de gradul de înțelegere și interes pentru știință și cunoaștere, la modul general, aceste mijloace și oferte media pot fi considerate simultan informări, dar și manipulări. Spun aceasta pentru că mulți se tem de asemenea invenții, inclusiv eu. Dar tocmai pentru faptul că am acest sentiment, am o dorință vie de a mă informa și de a afla cât mai multe, iar cu această ocazie, vizionând emisiunea Știință și Cunoaștere, și dumneavoastră veți fi mai bine informați înainte de a lua o anumită decizie. Alături de mine se află domnul profesor Octavian Popescu, membru al Academiei Române și totodată decanul Facultății de Biologie și Geologie din Cluj, căruia îi spun din nou bun regăsit la Știință și Cunoaștere. Bine v-am regăsit! Ca și prolog la episodul al treilea rezervat celor mai incitante și îndrăznețe cercetări în biologia celulară și moleculară, există temeri crescânde ale unor telespectatori. Cum să privim toate acestea? Eu aș vrea să fiu optimist și să privesc beneficiile progresului tehnologic. Totdeauna orice progres tehnologic aduce, sigur, să face ideea, este bine, buna intenție. De la bun început, să spunem. După aceea se constată că poate să aibă și aplicații, alte aplicații care n-au fost, să spunem, luate în considerare sau au fost chiar desconsiderate de inițiatorii idei și punerii ei în practică. Această idee eu nu o văd rea, deci este, nu ne putem opune progresului. Deci progresul merge că vrem, că nu vrem, că îl aprobăm sau nu îl aprobăm. Vor fi totdeauna cercetători care se sacrifică pentru o idee, sigur, punând buna intenție înainte. Că se constată ulterior apariția unor aplicații nedorite și care, să spunem, să o pun complet eticii în sensul în care o înțelegem noi astăzi, acest lucru este inevitabil. Nu putem să avem numai lucruri bune. Întotdeauna e un echilibru, e o dialectică între bine și rău, între pozitiv și negativ. Astea toate totdeauna sunt în echilibru, dar important este că ideea de la care se pleacă este bună și e bine intenționată și nu pornim de la început că vrem să facem ceva care se distrugă. Sunt și oameni care gândesc așa, dar sunt o minoritate și aceia nu îi considerăm, nu sunt cercetători. Deci aceia sunt oameni care au ieșit din comportamentul normal. În continuare, așa cum am procedat și în celelalte două episoade, vom comenta pas cu pas cele mai importante momente ale discuției cu profesorul Fossel, revizionând mai întâi următorul fragment despre impactul social și etic al prelungirii speranței medii de viață cu încă 100 de ani în plus față de cei 80 pe care deja îi avem. Coming back to your book, The Telomerase Revolution, one of the issues which ignited many questions among the viewers who watched our first interview is the future long-term impact of the discovery. Let's suppose we are now living in the year 2035. If, for example, by my own metabolism I'll be able to sustain this body alive when I'll be having 71 years old. More than 70 years had been passed since clinical trials started in 2017, and now the telomeres activator is already on the market.
And let's suppose that at that age I am tested negative on finding any cancer cells in my body, so I am taking the injection without risk and I'll activate the telomerase. The social dilemma is this. I am already retired for almost 10 years from my job, but the government will say, okay, we cut off your pension and we'll force you get back to work. But at least here in Romania, finding a job is very difficult, and we have thousands of people with no jobs. More than that, they will not offer any kind of alternative. This is a negative scenario, but it does fit into a logic. That's the dilemma. I'm not sure that that's a dilemma. And let me put it in perspective. When insulin first came out, there were a number of people who felt that it was inappropriate to save diabetic children because it would simply mean that they lived longer and would have longer-term diseases. And the same issue actually came up. Some people voiced this with regard to polio and other medical advances. They felt these were bad things because it would mean more people in the long run. At some level, many people seem to regard human beings as an imposition rather than a resource. I think we need to look at saving lives not only as a compassionate thing to do, but as a way of saving resources. Human beings are resources. They are not impositions. They're not negatives. They're positives. Now, when we talk about jobs, remember a couple things. You know, if I live to be 100 rather than 65, one, I'm going to need more services. I'm still healthy. I need more services, not from a nursing home, but because I'm eating, playing, visiting my grandchildren, hiking in the Carpathians. I'm alive and doing things. But the other thing is people tend to look at jobs as something that comes from someone else. I can't tell you how many young people I hear that, you know, they can't find a job rather than saying, I can't start a business. That's a problem. The concern I have is instead of saying, how can I create a business, create a job, they're saying, why doesn't someone give me a job? I see this globally. I mean, it's not restricted to any particular country. I see it in the U.S. I see it in the richest nations of the world. People think of the government getting me a job, someone giving me a job. And I think we need to change the way we look at this. We should be asking ourselves, how can I start a business? How can I start a job? How can I start an internet company? How can I start a biotech company? How can I start writing? But that same passive approach to life is going to be a problem. And if people really think that they're going to be, instead of living to 65, living to 105 and expecting other people to give them money or give them pensions or give them jobs, that's the problem. It's not the problem that they're living longer and being healthy. It's that passive attitude toward life rather than going out and finding a way to deal with things. Again, if people live longer, they're going to need more services. Why can't I be one of the people providing them? Well, I totally agree, but for this to be accomplished, we need that a great majority of people to think of each other as being all resources and not impediments. And for the present moment, this is not the case in Romania. Well, it's not the case for many people around the world. It's not particularly restricted to Romania. Again, I see this in the U.S. But at its most fundamental level, I would remind people, and I don't mean to be negative or sarcastic about this, but you have a choice. You can live healthy to be 120, or you can come down with Alzheimer's at 65. Which would you prefer? That's a good question. Ultima frază a profesorului Fossel m-a luat complet pe nepregătite. Citez, trebuie să alegi, poți trăi sănătos la 120 de ani sau poți sfârși cu Alzheimer la 65. Ce preferi? Acum, sigur, cu toată sinceritatea posibilă, eu cred că nimeni nu-și dorește să sfârșească cu Alzheimer la 65 de ani, dar dacă schimbăm atât de mult speranța medie de viață și dacă aceasta se va produce în doar câteva generații, atunci nu am cum să nu mă gândesc la câteva consecințe. Dumneavoastră, cum ați privit lucrurile? Sigur, acum nu putem, oricât de analiști am fi sau de, să spunem, prezicători ai viitorului, nu, oricât de buni am fi în acest domeniu, nu putem să luăm în considerare tot ce se va întâmpla
nici măcar în viitor apropiat, să spunem viitorii 10 ani, cu atât mai puțin în viitorii 30 sau în viitorii 50 sau 100 de ani. Dar societatea omenească a demonstrat că se poate adapta la toate provocările. Sigur, nu este o reacție imediată. E nevoie de o perioadă de adaptare, după care reacția, să spunem, este cea corespunzătoare. Mă refer la reacția societății umane. Sigur că nimeni nu-și dorește să moară de Alzheimer la 65 sau înainte de 65 de ani. Acum, dar nici tot așa nimeni nu-și dorește să trăiască 100 de ani și să suferă de o altă boală cronică, să se chinuie. Da. De să trăim cât mai mult și în condiții în care să fim independenți și nu dependenți de alte persoane. Da, scopul său era, printre altele, rezolvarea tuturor, dacă se poate, afecțiunilor asociate cu îmbătrânirea, ce înseamnă că restul de afecțiuni care nu sunt asociate cu îmbătrânirea, fie vor putea fi soluționate prin alte mijloace sau se încadrează în alte modalități de a reface sănătatea omului. El vrea să se concentreze în special pe maladiile care sunt asociate cu îmbătrânirea. Da, deci boala Alzheimer e considerată o boală degenerativă și sunt sigur, dânsul insistă pe această boală, dar sunt sigur că în mânecă mare și alți ași. Nu poate să spună totul. Da. Ar fi, cum să zic, din partea dânsului imprudent. Da, și prematur. Să spune totul ce știe sau ce rezultate. Deci nu toate rezultatele ni le poate spune acum. Uh-huh. Deci ar fi foarte imprudent să facă acest lucru. De aceea dânsul merge pe ceva ce are sigur, dar așa cum spuneam, expresia asta nu e foarte științifică, câțiva, cel puțin un as în mânecă mare, dacă nu mai mulți. Deci în mod sigur. Și da. Asta vom vedea. Să presupunem. Facem niște scenarii, că știți, e foarte greu ca să lăsăm telespectatorii așa, chiar fără nicio explicație. Ei vor să audă ceva, știți? Și atunci facem un scenariu. Să presupunem că vom avea acel activator de telomerază peste 20 de ani. Să zicem că nu reușește în 2 ani. Peste 20. Revin asupra faptului că dacă e să dăm crezare acelui raport special publicat de Ray Kurzweil, că în cei 100 de ani ai secolului 21, progresul tehnologic va acumula echivalentul la 20.000 de ani ai secolului 20, adică este ca și când am înmulți întregul progres al secolului 20 cu cifra amețitoare de 100. Și Stephen Hawking confirmă de asemenea o asemenea posibilitate. Ăștia sunt cei mai mari savanți ai lumii, apreciați la ora actuală. Și atunci, dacă peste 20 de ani vom avea acel activator, generația noastră încă are șanse să-l obțină. Da. Generația noastră, de vârsta noastră. Cei doi sunt considerați cele mai luminate minți la ora actuală. De, geniali, în adevăratul sens al cuvântului. E, sigur că vedem cine anticipa acum, să zicem, 30 de ani telefonul mobil la care am ajuns acum. Nu? Tehnologia care este într-un telefon mobil acum cu ecran tactil depășește tehnologia folosită la programul Apollo de nu știu câte ori. Deci, nu, lucrurile nu numai că au avansat, s-au și miniaturizat și se miniaturizează în continuare. Sigur că toate progresele astea sunt în domeniile astea fizică, chimie și strict legat de noi materiale sau, cum să le spunem, noi tehnologii de preparare a tot felul de materiale structurate și așa mai departe. Și sunt invenții descrise acum 20 de ani care nu și-au găsit aplicabilitate și îți găsesc acum. De aceea a spune că face numai cercetare aplicată e o prostie.
că nu poți să faci mai... Deci foarte multe lucruri care le folosim și le în cercetare aplicat și în producție, în ceea ce utilizăm zi de zi, au fost cândva cercetări fundamentale. De asta nu putem despărți. Europa și-a propus Uniunea Europeană, Comisia Europeană, și-au propus să ajungă Statele Unite din urmă prin creșterea ponderii. Deci în programul acesta Orizont 2021-2020 și-au propus să ajungă Statele Unite din urmă în ceea ce privește cercetarea aceasta aplicată. Bine, dar americanii n-au trecut dintr-o dată, au zis gata, am terminat cu cercetarea fundamentală, mergem numai cercetarea aplicată. Și de aici multe probleme care le are Europa în comparație cu Statele Unite sau Japonia. Revenind la activator, să presupunem deci că începem să îl obținem, să-l avem, că va deveni o realitate. Ce se va întâmpla cu locurile de muncă? Ce se va întâmpla cu tinerii care nu pot ocupa un loc de muncă deoarece o parte din cei vârstnici vor dori să mai profeseze? Și deja acest lucru se întâmplă, de exemplu, într-o societate obișnuită care are natalitatea mult mai mare decât mortalitatea. Deja asta este o problemă. Societățile în care natalitatea este mai mare, adică mult mai importantă decât mortalitatea, nu sunt foarte avansate. Că pe măsură ce societatea umană avansează, are și un control și un echilibru mai bine controlat între natalitate și mortalitate. Adică, pe de o parte, crește vârsta persoanelor apte de muncă, pe de altă parte, sigur, crește și numărul de nou născuți. Da, da. Da. Problemele acestea cu locuri de muncă, eu nu văd o problemă. Nu? Că, vai, ce ne facem, nu? Acum nu mai avem industrie, nu mai găsesc oamenii de lucru. Păi acum, nu? În Transilvania, în firmele care s-au instalat aici nu găsesc forță de muncă calificată. Universitățile nu pot să producă informaticieni cât au nevoie firmele. De ce? Deoarece este o politică, dacă îi putem spune politică proastă, că nu, deci orice țară trebuie să aibă în vedere educația, sănătatea și cercetarea. Nu mai merg în învățământul superior absolvenții de informatică sau de știința calculatoarelor pentru că salariile sunt mici și se duc direct la firmă. Acum nu avem profesori. Universitatea Babeș-Bolyai ar putea pregăti de două ori mai mulți informaticieni decât scoate acum, dar n-are cadre didactice. Tinerii nu mai vor să vină. Da, acum, da? Și imaginați-vă că mai vine și scenariul ăsta. Păi nu, în viitor, nu se va mai merge la firmă, se va lucra de acasă. Deci ăsta este viitorul. Da? Deci, ceea ce știm noi, modelele care le avem acum de angajat al unei firme, se vor schimba total. Până la urmă își va face fiecare firma lui și va oferi. Eu ofer treaba asta, tu oferi treaba asta. Și gestionează totul prin internet. Sigur, se gestionează tot. De aceea, cu cât tehnologia avansează, cu atât și cei interesați să pună bețe în roate tehnologiei, nu? Cum a fost săptămânile trecute, nu? Cu un virus de ăsta informatic, un vierme sau ce a fost. Da. Și am văzut o glumă bună, zice, virusul nu a afectat sistemul informatic al sănătății din România. Deci n-avea ce să afecteze. Deci. Era cât e de virusat, da. În continuare vom revedea un alt fragment din interviul cu profesorul Fossel despre modul în care noi concepem fenomenul de îmbătrânire. Coming back to your book, chapter 5, what is direct aging? And please explain your first sentence. When we think of aging, we stop thinking. Well, most people, when they think of aging, they do stop thinking. They don't think of aging as a complex process. I remember coming up with this 50 years ago, discovering this. People think of aging as something that just happens. It's like getting rust spots in your car or
finding that your windows get dirty or that your roof begins to leak after a number of years. They think of it as a passive process. It just happens. What do you expect? You get older, you age. But they don't think of it as a complex process. Back to your analogy of the two cars, the degenerative car and the regenerative car, they tend to think of it as just the degenerative car. No, it's not. It's a balance. It's a dynamic process. It's not a simple process. It's not a naive process of just things fall apart. Things just degenerate. That's what happens to my car. Now what happens to my car if I'm... I've seen pictures of people with, original 1910 cars that are in beautiful shape. Why? Because they've been maintained. Because the regenerative process has been active. People have been taking care of those cars. You find houses that have been around for hundreds of years. Why? Because someone's cared for them. And you find other houses that have been around for 10 years and they're falling apart. Why? Because no one cared for them. So, aging, and even in cars, it's not simply degeneration, it's also maintenance. But in biological organisms, it's purely this. It is not a matter of things just age, it's a matter of things age if regeneration doesn't keep up with it. So most people don't think, though. They think of aging as it just happens, and they stop even considering how it happens. Where's the complexity? Where's the sophistication of it? They don't think. Let me change the thing. It would be like an example in your car if people thought, maintaining my car is simply a matter of buying a really good car. No, it's a matter of caring for the tires and caring for the oil and caring for the alignment and caring for the pistons and caring for the spark plugs. It's maintenance. It's not as simple as just buying a really good car. Aging is not a matter of having good genes. It's a matter of the maintenance of that body. În acest fragment, profesorul Fossel mi-a prezentat câteva analogii sugestive ale îmbătrânirii și de ce deseori acționăm asupra elementelor neesențiale. Deoarece, de exemplu, o mașină are nevoie de o mentenanță, așa ca și corpul biologic, are nevoie de o reumplere a rezervorului de benzină pentru a face mașina să meargă. Tot așa și rezervele vitale ale corpului necesită o gestionare atentă, pentru că nu putem opri mașina, da? Dacă noi suntem acea mașină și ne dăm jos, mergem, luăm din altă parte și pe urmă pornim, pentru că când ne-am dat jos din mașină, e gata, suntem la destinația finală. Păi da, așa că trebuie să călătorim. Nu putem merge cu bidonul. Da, nu putem merge cu bidonul. Sau cu canistra. Da. Nu, dar asta e, viața e un fenomen continuu care, să spunem, numai accidental poate fi întrerupt pentru câteva minute. Dar dacă se întrerupe prea mult, s-a terminat. S-a terminat. Nu, deci noi ne asigurăm în permanență, prin alimentație, să spunem, resursa energetică, substraturile necesare pentru a compensa ceea ce se consumă. Și de a crea nou material celular, care de asemenea necesită... Dar asta face orice celulă. Deci, o proteină îmbătrânită, și asta e cunoscut, fenomenul de turnover, o proteină, o moleculă îmbătrânită, este adusă la elementele componente și elementele componente sunt refolosite, cărămizile de bază. Da. În cazul unei proteine aminoacizii, în cazul acizilor nucleici, nucleotidele și așa mai departe. Deci, treaba asta este foarte bine reglată și controlată, dar organismul nu trebuie să fie supra-solicitat nici într-un sens, adică să-l supunem unei un fometări prelungite, nici unei supra-alimentări. Da. Sau, că până la urmă sunt cum sunt și la motor, dacă îi dăm prea mult, bine, acum cu motoarele actuale nu mai e posibil acest lucru, dar pe vremuri înnecam, dădeam prea mult șpriț în carburator sau nu știu cum era, și motorul acesta în patru timpi avea probleme să repornească. Da. De aceea, deci o viață echilibrată din toate punctele de vedere, deci alimentație sănătoasă. Și asta o putem face. Nu e așa simplu. Nu e așa simplu, dar o putem. Exact. O igienă a activității și inactivității, adică să dormim măcar 6 ore. Ideal este 8 ore. Și să ne odihnim. Să nu exagerăm, cum spunea și Topărceanu într-o poezie, să nu-ți mai pierzi nopțile cu lucruri nepermise.
să țină toată iarna ferestrele deschise. Da, nu, da, gestionarea stresului. Gestionarea în momentul de față pentru societatea românească, dar nu numai, societatea modernă și în vest și la noi, este acest stres al activității într-o companie, indiferent că e aia publică sau de stat, publică sau privată. Da. Dar în companiile private, mai ales la noi, nu e respectat omul. Deci sunt supra-solicitați. La public, situația asta nu e așa de gravă în sistemul public sau bugetar, cum îi mai spuneam. Da. Dar la firmele private sunt persoane care fac ore suplimentare, au acelea salarii care le-au avut în momentul în care s-a privatizat banca, de exemplu în sistemul bancar, și fac ore peste program și nu pot să spună nimic, că dacă protestează, sunt ei imediat puși pe liber, că sunt alții care așteaptă la rând. Dar sunt tineri care au făcut practica în perioada studiilor universitare în sistemul bancar și nu le mai trebuie sistemul bancar românesc. Da. Că în sistemul bancar din vest, omul este respectat. Deci, stresul acesta nu e deloc sănătos, nici pentru generațiile nu imediate, deci pentru copiii care îi vor avea acești oameni stresați, ci și pentru nepoți. Deci stresul acesta se va transmite, și acest lucru e cunoscut în epigenetică, peste generații. Da. Asta este foarte, foarte grav. Ori politicile actuale ale noastre, sau politica la modul general, nu e interesată de aceste aspecte. Trebuie să le dăm dreptul companiilor să nu plece de la noi. Păi stai, dar ei trebuie să respecte și niște reguli care să țină seama de oameni. Nu? În continuare vom revedea un alt fragment din interviul profesorul Fossel legat de îmbătrânirea indirectă. Last time we were talking about direct aging, but what about the indirect aging and what are the main issues we should keep in mind? This is chapter 6 from your book. Well, let me clarify the distinction between direct aging and indirect aging. In direct aging, you have a cell whose telomere is shortening, the cell is becoming dysfunctional, and that cell is responsible for the disease. An example would be the cells that line your knee joint, called chondrocytes. And as those cells shorten their telomeres, you find knee disease, that is, osteoarthritis. Now, there are also cases of indirect aging, where the cell that's shortening its telomere, is not the cell that's diseased. There's another cell that's sort of the innocent bystander. And an example here would be heart attacks. In heart attacks, the muscle of the heart dies, but the muscle of the heart has normal telomeres. The telomere shortening is occurring in the coronary vessels, the heart vessels. They shorten their telomeres, they become dysfunctional, and as a result, you get clots and you get a heart attack. But again, the heart muscle is indirect. It's an innocent bystander, it gets attacked because it no longer has a blood supply, but the cells of the arterial vessels are the ones that are causing the problem. So it's an indirect action. So Alzheimer's is an indirect disease. It's the glial cells that cause problems with the neurons. In the example of coronary vascular disease, the same thing. The aging of the vessels causes strokes, heart attacks, renal failure, a number of problems. In cases like osteoarthritis, osteoporosis, immune dysfunction, skin aging, those are more direct aging effects. So there's the difference. Quotation from chapter 9. If you want the truth, then guesswork is worthless. Logic is often good, but data is always best. Please elaborate more about and why most people are not interested in changing their bad habits and bad lifestyle. All they want is a new advice, a new pill, a new technology. Well, let me answer the first question first. Yeah. A lot of problems, a lot of times when people have a problem, they make a guess about what causes it. So, for example, my car is making a funny noise. I'm guessing that it's the spark plug. And that guess is fine. But a better approach would be to use logic and say, well,
I just changed the spark plugs yesterday, and they were put in, they were new, they were working yesterday. So does that increase or decrease the risk of the noise I'm hearing today? Well, that's the use of logic. You're trying to figure it out logically. What might cause the problem? But the best is actually data. So you might, for example, change the spark plugs and see if it makes a difference, or open up the hood and see where the noise is coming from. So data is what you need best. An example with Alzheimer's disease is that for years people have been guessing it had something to do with beta amyloid. So the next thing they try to do is use logic, and they argue that it still must have something to do with it. The problem is even the logical argument here begins to fall apart when you realize that some people have beta amyloid but no Alzheimer's, or have Alzheimer's but no beta amyloid, and top proteins also play a role. So something more complex is going on. But the best approach is to find out what actually happens. You actually go in and make a difference and see if you can figure out what it actually was. So data is the most important. Let me put it differently. Let's say that you feel that telomeres play no role at all in Alzheimer's, and I feel they do. We could argue about it. We could make guesses. We could use logical arguments. But the best would be to go in and alter the telomere lengths and see if it made a difference. Data. In that case, I think we're going to find that it proves it. But that's the point. The point is to get the data. Try it out and see if it works. Now, the other question you asked was about people wanting sort of simple solutions, and they do. An example is this. Say I've got some chronic musculoskeletal back pain, and I go to see my doctor. There are two approaches you might take. One would be to say, here's a pain medicine, and an hour or two from now, your back feels better. That doesn't necessarily take away the problem, but it does take away the symptom, the pain. And many people would prefer that. It's fast, it's pretty reliable. On the other hand, it doesn't deal with the underlying problem. Another approach might be to do stretching exercises, yoga, strengthening exercises, a number of things you might take. Now, those approaches may take longer to work, but they may result in a better, healthier back in the long run. It's not surprising that people often prefer the quick, simple explanation or the quick, simple approach to treating things, even though in the long run it may not be the most effective. The same is true of aging. People would like to think that they can deal with aging by increasing their vitamins or their minerals or doing meditation, all of which may be good things. But in the long run, you need to go a little deeper and ask yourself what really causes these things and can we fix it? The answer is yes, we can. Profesorul Fossel pune degetul pe rană când afirmă că oamenii nu mai sunt interesați de un stil de viață corespunzător, ci doar de soluții rapide pentru problemele stilului de viață actual. Soluțiile sunt în asentimentul, din nou, a gândirii din secolul 20. Adică dacă am o durere, atunci o îndepărtez cu tableta cu tare. Dar s-ar putea ca la un moment dat, în acel punct al existenței noastre, să apară o situație prin care am trecut și eu și foarte mulți alții, și anume că nu mai poți îndepărta nici durerea, nici boala. Și atunci poți să tot te întorci la stilul de viață care ți s-a recomandat și nu l-ai folosit, pentru că ajungi într-o etapă în care efectiv nu mai poți să faci nimic. Da. Tot revin la Topârceanu. Deci să nu-ți pierzi toată ziua vârât cu nasul în scripte, iar laptele și carnea să fie bine fripte. Stilul, alimentația trebuie să fie sănătoasă. Acum avem aceste fast food-uri, n-am nimic cu ele. Dar a mânca în fiecare zi la fast food, sigur, pentru un tânăr în deplinătatea forțelor fizice, 18-20 de ani, da, nu-i problemă. Nu-i problemă. Dar asta lasă urme și sunt din ce în ce mai greu de contracarat. Dacă ne uităm la tineretul din Statele Unite care are această cultură a fast food-urilor, dacă îi putem spune cultură ceva, da. Ați văzut ce deformați sunt. Sigur, nu toți, dar o proporție îngrijorătoare. Și la noi a crescut proporția copiilor supraponderal, ca să nu spun obezi. Da? Sigur, o alimentație sănătoasă e ușor de vorbit despre alimentație sănătoasă, e mai greu de pus în practică. Și aici iar intervin acele reclame, acea publicitate
mincinoasă, îi pot spune. Nu, am văzut o etichetă pe sticlă de ulei, nu conține colesterol. Da? Nu. Deci asta e minciune până o misiune. Păi orice om cultivat știe că uleiurile nu sunt de natură vegetală și nu conțin colesterol. Nu? De ce trebuie să scrie așa ca să vândă mai bine produsul? Adică în raport cu altul care nu scrie că uleiul lui nu conține colesterol. Păi sigur că e o prostie să scrii treaba asta, dar prinde la publicul care are o cultură generală precară, ca să nu spun altfel. Da, pentru că la etichetele în care se menționa, de exemplu, conține grăsimi saturate atâta, nesaturate atâta, polinesaturate atâta, da. Era destul de complicat ce e aia, cum e, care din alea bune, care din alea... Păi nu, când... Nu, asta... Nu, că să zicem, cultura generală se formează inclusiv la liceu. Dar deja copiii când intră în clasa noua, eu mă pregătesc pentru medicină, eu mă pregătesc pentru chimie, eu mă pregătesc pentru informatică. Numai liceu avea, de fapt, era ultima treaptă în care îți puteai forma o cultură generală solidă. Nu? Și îl întreb pe unul care până în clasa noua, deci clasa 8-a inclusiv, a învățat la toate materiile, mai mult sau mai puțin, da? Și și-a format o cultură generală precară, pe care trebuia să o aprofundeze în liceu. El ajunge să citească o etichetă, nu s-a axat pe informatică, ce mai e și asta, polinesaturat sau nesaturat? Sau, ce mai e, nu, ce sunt beta-carotenii sau acizii grași ăștia care sunt în pește sau nu conține gluten. Da, nu conține gluten. Și de ce e glutenul? Dacă iei pe stradă sau te duci undeva unde sunt studenți. Dacă mă duc la studenți de la biologie sau chiar și de la medicină și ce e glutenul, încep să spună, păi am auzit de el, da? Ce-o fi? O fi polizaharid, o fi proteină? Nu, e o proteină din cereale. Deci, grâu. De hrișca nu conține gluten. De aceea persoanele care nu pot metaboliza, nu pot degrada, prin degradarea glutenului se obține energie și prin degradarea unui polizaharid, amidon, glicogen, se obține energie. De, sigur, toate sunt, pot fi folosite de un organism sănătos. Activitatea fizică este iar foarte importantă. Da, asta vezi, toate lucrurile astea nu se învață la școală pentru că le este foarte greu ca în acei ultimii patru ani ei să aibă garanția că reușesc să intre la acea instituție de învățământ superior unde vor să-și continue studii, să se profileze pe ceva anume. Și atunci automat și liceul și toate programa școlară se axează pe cerere și ofertă. Mai mult sau mai puțin contează cultura generală. Păi da, nu mai vorbim, deci aici ne referim la cultura generală biologică, să spunem, sau biochimică. Dar nu mai știu nici istorie. Nu, și, nu, acolo e deja complicat dacă intrăm la istorie. Dar nici limba română nu mai știu cum trebuie. Și câte modificări s-au făcut și pe urmă iară s-au modificat cum era înainte și aici foarte... dezorganizată treaba. Este un fenomen pe pagina mea de Facebook. Am primit până acum peste 450 de scrisori. Adică în formatul acesta de mesaje concrete, nu doar vă mulțumim sau așa un simplu like. Deci text scris, redactat, uneori cu multe rânduri și mulți mi-au relatat că ceea ce facem noi la aceste emisiuni, adică în special datorită invitațiilor care participă la emisiuni, este acea formă de educație care lipsește aproape cu desăvârșire din toate celelalte instituții care ar avea rolul să ne educe și să ne ajute și să ne prezinte acea știință și cunoaștere. Zice, urmărind emisiunea dumneavoastră, am reușit aia, am făcut aia, am înțeles aia. Eu sunt impresionat că sunt atât de multe mesaje care confirmă așa un impact. E o formă de educație continuă. Creierul nostru are în permanență nevoie de stimuli.
Ori ceea ce vorbim noi sunt stimuli, nu, care favorizează curiozitatea, nu, dorința de a ști cât mai multe. Cât știi mai multe, cu atât ești, nu, unul care știe foarte puțin e foarte neajutorat. Cu cât știi mai multe, cu atât ești mai avantajat. Și ești mai bine pregătit, da, pentru viață, pentru provocări. Da, și aici îl parafrazez pe un coleg de-al meu mai în vârstă, membru al Academiei, care spune că un om bine informat e pe jumătate salvat. Da, știind, auzind aceste lucruri, care nu le detaliem la nivel foarte academic, științific, da, exact. Da? Dar așa să înțeleagă un om care a făcut liceul pe bune, cum se spune, da, așa, să înțeleagă despre ce este vorba. Și asta sigur că îi creează și o stare de bine în momentul în care, păi zice, asta am mai auzit-o, asta am aplicat-o și eu, fără să știu că e benefică, zice, asta nu e bine, deci ar trebui să nu mă duc foarte des la fast food. Dar persoanele mai în vârstă nu prea frecventează. Tineretul frecventează fast food-ul. Din păcate, tineretul nu se uită la o emisiune de știință. Au început să vadă, da? Și am rămas uimit că se înscriu pe pagina bucur, mea s-aud. Oameni cu, da, profesii sau cu preocupări care sunt foarte diferite de ceea ce se prezintă la emisiunea aceasta, cum ar fi cântăreți de muzică populară. Deci e extraordinar. Da. E extraordinar. Eu mă bucur și mă simt onorat când îmi cer prietenia oameni, chiar oameni de la țară, care sau din oraș sau din localități și care au această preocupare pentru folclor și îmi cer prietenia pe Facebook și chiar îmi relatează că urmăresc emisiunile. Da. Înainte de a revedea următorul fragment cu profesorul Fossel, este foarte important să menționez faptul că atât în interviul din martie 2016, cât și în cel din martie 2017, i-am arătat profesorului acele fotografii în care mă văd foarte diferit într-o perioadă de numai 4 ani. Prima dată a fost mai surprins, dar a doua oară, observând că fenomenul continuă, a început să-l ia mult mai atent în considerare. Please explain the cliff parabola from page 165. Yes, what it shows is a slope going slowly downhill, steeper and steeper and steeper, and it goes right off the cliff. And aging is sort of like that. You start out on top, and it's very level and very comfortable, and you're moving along. And as you go down the slope, you begin to pick up speed because the slope is steeper. When you get to the cliff, you fall off suddenly. And I think we've all seen people like this, whether it's your grandparents or your parents or people you know. They, you know, they were doing all right in their 70s, and then they got a pneumonia, and the next thing you know, they fell and broke their hip, and then they got an infection, and then they ended up in the intensive care unit, and then they died. It's as though things went worse and worse, faster and faster, and suddenly everything dies. And that's very typical of biological failure with aging. You get this cumulative loss of things, and finally one little thing is finally the final straw that causes the whole problem to break down. The other point about this kind of curve is that anything we can do may affect the rate at which you go downhill. For example, if I have an optimal diet and I exercise well and I lower my stress, a number of things can slow down the rate at which I go downhill. But the question is, can I go back up the hill? And none of the things that normal people can do, diet, exercise, meditation, will bring you back up the hill. But they will slow you down on that rate down the hill. The question is, can we bring people back up the hill? And again, the answer is, we probably can. But it takes more than diet, exercise, meditation, and wishful thinking. Yes, yes. And, you know, it was a curiosity first time when I presented you photos of my wrinkles in 2012 and in 2014, and now I have a third one made in 2016, and even I know that scientifically is not at all an evidence, but yet there is something on the picture that I took, and I can send them on Skype. No, that's okay, but let me make a point about those sort of things. Your analogy of the cars, the degeneration and the regeneration, as they're going along the highway. If I'm a very young, healthy person and I increase the rate of degeneration, I will age faster. If I can slow down the rate of degeneration, I will age more slowly. Even
over time, the regeneration is slowly slowing down, becoming gradually slower as I get older. But the degeneration I can affect a bit too. Example, let's say that I put you through a lot of stresses. You get arrested, you lose your job, you begin to use narcotics, you get the divorce, your dog dies, whatever. Lots of stress, you get in all sorts of infections, but a lot of stresses. That's increasing your rate of degeneration. And as a young person, you may be able to keep up with that. But there comes a point where the degeneration is a little bit too fast, even for a young person, they're going to age faster. So you'll see cases, the classic cases, people in high political office who age faster. You know, they look pretty good going in, and 4 years later, they look very old because the degeneration rate has increased. They're under a great deal of stress. However, if they're lucky and they cut back on all the stress, that regeneration is still coming along a little more slowly, perhaps, but it may be able to keep up with things if you cut down on the rate of stress. So you could have someone who, for example, went into the hospital because they had a horrible disease, pneumonia, they had kidney infections, they were very sick, and they came out of the hospital, they looked very old. But a year later, if they're doing very well, they may in fact look younger. The point I'm making is that there are a number of things we can do to slow down the rate of degenerative change. And those are also good. That doesn't mean you won't age. It just means you've cut down on aging faster and your regeneration at your age keeps up with it a bit. So there are a number of things you can do to make yourself have fewer wrinkles or have a better muscle control or better balance. And those involve cutting down on the rate of degeneration. I felt that very profound in my life since I changed that physiological parameters, which unfortunately are not presented correctly in any yoga classes or any other esoteric schools. And I've got these results, which were not a main goal, but I just noticed them as a secondary effect. I only wanted to cure my lumbar discopathy, but after I cured it, I observed that even more had happened. Well, you certainly look healthy today, Christian. Yes, yes. Can you see the photo? Yes, I see it. Good. Also, I must say your color looks better, too. Yes, yes. You had a slight grayness to your skin tone back in October of 2015, and now your color looks like the blood supply to your skin is better. Around your mouth, your whole skin, your eyes, all looks a little better. Yes, yes. And even in the other two photos that are uploading in a few seconds to your Skype. Well, it's just another example of the fact that wrinkles, like everything else in the body, are dynamic. They're not simply a static accumulation of age-related changes. It has to do with continually turning over collagen, elastin, skin cells. All of these are continually being turned over dynamically. And if you can slow the rate of damage or increase the rate of regeneration, in either case, you'll find a healthier skin. Can you see them? I see them. In either case, though, what I see most notably is just the slightly better capillary supply. Oh, I see. Back in 2016 versus 2012. Yeah. No real comment. I just... Same comments about what I know, which is that these things, you know, that balance between degeneration and regeneration is important. Yes, this is what I tried to do, and for me it worked, but unfortunately it won't work for everybody, so the technique is very difficult. Ceea ce rezultă ca prim element din setul de fotografie este faptul că fiecare dintre noi îmbătrânim cu viteze foarte diferite și acest fapt este incontestabil. Dar ceea ce vreau să declar cu toată responsabilitatea este că nu am modificat în niciun fel imaginile și majoritatea au fost preluate din emisiunile în care m-am văzut filmat și se pot face comparații. Foarte subiective, evident, da, asta este clar. Da, dar putem. Până la urmă... Crezi că este vorba și de un stil de viață care m-a favorizat, dacă mi-am ales absolut, într-un mod corect și echilibrat preocupările, gândurile, ideile, acțiunile, cât mai mult, să rezolv cât mai mult din ceea ce face rău organismului.
Nu, este categoric. Și consecința unui stil de viață corespunzător, echilibrat, ceea ce, sigur, fiecare, în fiecare seară, după un exces, zice, de mâine gata. Nu? Sau zice, te-a lăsat de fumat. Zice, da, mă las în fiecare seară, da, când se culcă. No, și atunci, ce să mai spunem? Nu, asta e firea omenească, tentația. Și suntem mai tentați să încercăm lucruri riscante decât lucruri care ne stau la îndemână. Nu? A avea o alimentație rațională e la îndemână oricui. Sau a face activitate fizică decât să stăm toată ziua în fața televizorului. Eu am văzut toată sâmbăta și toată duminica în fața televizorului. Hai, ziua n-ar fi așa grav, dar să pierzi nopțile. Da. Nu? Că am spus, somnul este esențial pentru un regim de viață echilibrat. Eu am mai văzut pe internet fotografii ale unor oameni care au vârstă înaintată și care arată totuși așa, foarte tineri într-un anume fel. Deci nu-i nimic paranormal, nu-i nimic de domeniul nemaipomenitului, pentru că au ales altceva. Deci fiecare acum, sigur, își dă cu părerea pe internet când îmi vede emisiunile, încercând să speculeze tot felul de lucruri. Da, păi, nu, sigur, cu model experimental omul, nu avem voie să lucrăm decât anumite lucruri, dar în plus nu este un model foarte bun, deoarece trebuie să aștepți ani de zile să ai niște rezultate. Ori în societatea actuală, în care dacă nu publici, dispari. Publish or perish. Da. Atunci, sigur că e riscant să-ți alegi ca model experimental omul și să urmărești trebuie să urmărești câteva zeci de ani. Da. De, sociologii își pot permite așa asemenea studii și am văzut un studiu început în Statele Unite ale Americii în anii 20, prin 1923 și dus până prin 1963, da, sigur, cu fonduri private, și acum încercarea de a relua acele studii și de a urmări, de a găsi persoanele care au fost de tineri, deci erau elevi când au fost luate în studiu și s-au urmărit anumiți parametri care se puteau urmări la vremea respectivă și au fost urmărite cum au evoluat din punct de vedere profesional, cum au evoluat din punct de vedere fizic, din punct de vedere social, familial și așa mai departe. Și s-o obțin niște lucruri extraordinare. Și acum un alt grup încearcă să continue acest studiu, să găsească urmașii celor care au fost luați în studiu în anii 1920. Nu e ușor, dar există, deci arhiva cu toate datele astea există și poate fi continuat. Dar trebuie să găsească și o finanțare corespunzătoare, care să nu depindă neapărat publish or perish. Deci. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur pentru faptul că suntem, iată, la a treia întâlnire dedicată acestui subiect foarte interesant și am discutat o mulțime de lucruri care au completat interviul cu Michael Fossel. Deseori, pentru mine este dificil să fiu atât de spontan încât să pot acoperi în timpul pe care mi-l acordă domnia sa toate aspectele și toate laturile acestei problematici foarte incitante ale reversului îmbătrânirii și aștept să ne revedem data viitoare pentru partea a patra. Cu mare plăcere! Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere pe TVR Cluj în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18:30 sau online pe internet.